Salutare! Înainte de a începe, am un mic anunț de făcut referitor la canal. M-am gândit că interacțiunea cu voi este cea mai bună. Așadar, în fiecare duminică voi posta un videoclip, iar subiectul videoclipului va fi cel mai lăicuit comentariu de la videoclipul de duminica trecută. Până vineri la ora 20 puteți vota cel mai bun subiect. Deci dacă duminica altul va avea mai multe like-uri, asta este. Videoclipurile din cursul săptămânii pe care le voi mai posta se vor baza tot pe ideile voastre din comentarii. Țin să menționez de la început că nu voi face videoclipuri cu subiecte precum ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar avea scobitori în loc de degete sau chestii de genul acesta, chiar dacă au cele mai multe like-uri. Seria o să se numească ODO, orice despre orice. Așadar, aștept în comentarii cele mai bune subiecte pentru videoclipuri din partea voastră. Cam acesta a fost anunțul. Să trecem la videoclip. Haideți să facem un test. Care țară are cel mai lung gard din lume? Care țară are de 3 ori mai multe oi decât oameni? Vă dau un indiciu, canguri. Bine, trădează și titlul. Primul lucru care îți vine în minte atunci când auzi de Australia sunt cangurii, crocodilii mâncători de oameni, șerpii veninoși, păianjenii și soarele arzător. Totuși, Australia este ceva mai mult de atât, ceva mai mult decât vedem în filme. Ce știți despre Australia? Să începem cu numele. Australia vine de la latinul Australis, care înseamnă din sud. În secolul al doilea au existat legende despre un misterios Terra Australis Incognito, sau Pământul Necunoscut din Sud, pământ pe care se află astăzi Australia. Această țară are o rată foarte scăzută a sărăciei și un nivel ridicat de trai. Cum am spus, în Australia se găsește cel mai lung gard din lume. În această țară sunt peste 120 de milioane de oi și foarte mulți câini dingo care se hrănesc cu carnea oilor. Pentru a apăra stânele, australienii au construit numeroase garduri. În anul 1945 a fost adoptată o lege conform căreia toate gardurile trebuiau unite într-o baricadă comună. A avea o casă lângă plajă este dorința multor australieni, așa că aproximativ 75% din populația Australiei locuiește aproape sau chiar pe plajă. În Australia se consumă carnea de canguri. Acest aliment este cunoscut în toată țara deoarece conține foarte puține grăsimi și are un gust bogat și intens. Marea Barieră de Coral este cel mai mare sistem de recif din lume și se găsește în largul coastei australiene. În Australia trăiesc peste 750 de specii de reptile. UGG-urile. UGG-urile au fost inventate de către fermierii australieni care foloseau blana de oaie pentru a se încălzi. Acest tip de încălțăminte este foarte popular în toată lumea, dar majoritatea australienilor consideră că aceasta este un încălțăminte ce ar trebui purtată doar în casă. Ziua Australiei este sărbătorită în fiecare an pe 26 ianuarie. Este o sărbătoare controversată datorită originii sale. Prima zi în cinstea Australiei a fost sărbătorită pentru a comemora deschiderea unei închisori din Sydney, iar mulți australieni nu doresc să sărbătorească această zi din acest motiv. Crăciunul este sărbătorit și în Australia, însă nu asemenea nouă cu un brad de Crăciun. De vreme ce țara are o climă caldă, în schimbul luminițelor de Crăciun, aceștia fac voluntariat și cântă colinde. Australia a fost a doua țară din lume care a acordat dreptul la vot femeilor, în 1902. Pe 28 mai 1993, în Australia a avut loc o explozie puternică. Mai târziu, martorii au povestit că au văzut sfere de foc pe cer. Autoritățile cred că ar putea fi vorba despre un atac terorist comis de membrii unei secte japoneze. În timpul recensământului australian din 2001, 0,37% dintre cetățenii au fost identificați ca fiind urmașii ai religiei Cavalerului Jedi din Războiul Stelelor. Limba oficială a Australiei este engleza, însă cu toate acestea, aproximativ 15% dintre cetățeni vorbesc o altă limbă precum italiana, greaca, vietnameza și araba. Există un lac în Australia numit lacul Hillier, care are o nuanță strălucitoare de roz. Spre deosebire de alte lacuri similare, oamenii de știință încă nu știu de ce are această culoare. Peste 70% din plantele, mamiferele, broaștele și reptilele din Australia sunt unice în lume. Potrivit oamenilor de știință, aproximativ 3 sferturi din speciile care se află în Australia încă nu au fost descoperite. Cel mai popular și iubit sport pentru ei este cricketul. Australia deține cea mai mare parte din Antarctica, aproximativ 5,8 milioane de kilometri pătrați.
Stația Anna Creek este cea mai mare fermă de vite din Australia. Aceasta este situată în sudul țării și este mai mare decât Belgia și Israelul. O plantă numită tufișul țepos din Australia te poate face să vomiți doar la atingerea ei. Pentru a-i speria pe străini, australienii au inventat urșii căzători. Acești presupuși urși sunt asemenea urșilor koala, dar mai mari și au unghii ascuțite. Ei spun că animalele sar din copaci, luându-și prin surprindere prada. În 1859, 22 de iepuri au fost introduși în Australia. În 1869, adică 10 ani mai târziu, continentul a devenit casa a peste 2 milioane de iepuri. În Australia există un munte numit Disappoint, ceea ce înseamnă dezamăgire, deoarece exploratorii care au ajuns pe punctul cel mai înalt nu au fost mulțumiți cu priveliștea oferită. Autostrada 1 este a doua cea mai lungă șosea din lume. Ea are 14.500 de kilometri și înconjoară întreaga țară. În ciuda reputației sale de țară periculoasă, ultima dată când cineva a murit de la o mușcătură de păianjen în Australia a fost în anul 1981. În timp ce mulți oameni au tendința de a se gândi la plaje însorite și vreme frumoasă când vine vorba de Australia, există de asemenea părți care sunt acoperite de zăpadă. De fapt, aceste zone sunt mai mari ca întindere decât Elveția. De asemenea, Australia are zona sa deșertică, cunoscută sub numele de Outback. În acest spațiu există aproximativ 1 milion de cămile care se află în sălbăticie. Acestea, în prezent, sunt controlate de programul guvernamental Feral Camel Management. Australia are peste 10.000 de plaje. Omul ar putea vizita o plajă nouă în fiecare zi pentru următorii 30 de ani ai săi. Deșertul Great Victoria este o zonă aridă din Australia, cu o întindere mai mare decât Regatul Unit al Marii Britanii. În secolul al XIX-lea, un grup de coloniști au navigat în Paraguay pentru a începe ceea ce urma să se numească Noua Australie. Proiectul nu a avut succes. Pe lângă faptul că Australia deține unul dintre cele mai mari procentaje ale populației când vine vorba de jocurile de noroc, țara deține aproximativ 20% din aparatele de noroc la nivel mondial. Continentul australian este înconjurat de mai mult de 8.000 de insule mai mici. Dolarul australian se situează pe locul 5 în topul celor mai utilizate valute. Este mai popular decât yenul, rubla sau rupia. Chiar dacă este doar a 13-a economie a lumii, Australia beneficiază de un dolar puternic. Aproape toată lumea din zilele noastre a auzit despre selfie, dar știai că acest termen a fost rostit de un australian? În 2002, un bărbat din Australia a inventat termenul de selfie ca înlocuitor pentru autoportret. Australia a fost unul din membrii fondatori ai ONU. Orașul Cobar Paddy din partea de nord a Australiei de Sud este cunoscut drept capitala opalului. 95% din totalul acestor pietre prețioase provin de acolo. Cea mai veche fosilă din lume, care are aproximativ 3,4 miliarde de ani, a fost găsită în Australia. Melbourne are cea mai mare populație de greci din lume, cu excepția capitalei Greciei, Atena. Din 1988, banii australieni sunt făcuți dintr-un plastic special, nu din hârtie. Chiar dacă sunt mai greu de produs, ei rămân în stare bună mai mult timp. Cel mai interesant este că dacă rupi o hârtie de $10, poți să folosești jumătățile pe post de două hârtii de câte $5. Dacă ai deja 18 ani în Australia și nu te duci la vot fără să ai un motiv bine întemeiat, va trebui să plătești o taxă între 20 și 50 de dolari. Australienii folosesc foarte des prescurtări pentru a pronunța cuvintele. Mulți oameni trăiesc cu impresia că Australia este o țară mică, însă lucrurile nu stau deloc așa. Comparând suprafața Australiei cu cea a Americii de Nord, Australia este mai mică cu doar 7.692 de kilometri pătrați. Orașul australian Brisbane este gazda campionatului mondial de curse de gândaci. Australia este singurul continent din lume care nu are un vulcan activ. Potrivit Biroului Australian de Statistici, în 2012, 63% dintre australieni au fost clasificați ca supraponderali. Deși este una dintre cele mai mari țări din lume, Australia este statul cu una dintre cele mai mici densități ale populației. Există doar 3 persoane pe kilometru pătrat, comparativ cu SUA, unde densitatea este de 32,3 persoane pe kilometru pătrat. Principalele exporturi din Australia includ minereurile de fier, gaze naturale și cărbune.
Aceasta exportă majoritatea produselor sale în Japonia, China, Coreea de Sud, Noua Zeelandă și Statele Unite. Majoritatea imigranților care locuiesc astăzi în Australia provin din Marea Britanie sau Irlanda. În decursul ultimilor ani, orașe ale Australiei precum Melbourne sau Sydney au apărut pe lista celor mai căutate destinații din lume. Așadar, Australia este o țară accesibilă ce oferă relaxare. Aceasta a prosperat de când și-a obținut independența față de Regatul Unit în 1901 și a construit o economie înfloritoare și o calitate înaltă a traiului pentru cetățenii săi. Populația Australiei are cea mai mare speranță de viață din lume. Datorită calității ridicate a vieții, mulți oameni emigrează în Australia în fiecare an. Îți mulțumesc pentru atenție! Nu uita să lași un comentariu sau să apreciezi comentariul cu cel mai bun subiect. Dacă îți place ceea ce fac, nu uita să dai un like și share la videoclipurile pe care le postez. Numai bine îți urez! Pe data viitoare!